Universul lui Edgar Cayce, funcția terapeutică a alimentelor. Medicina actuală dă vina pe proasta alimentație pentru bolile civilizației. Cancere, reumatisme, cardiopatii și altele ar fi provocate sau agravate de erorile noastre alimentare. A ști ceea ce mâncăm și de ce este esențial. În catalogul alimentar care va urma, să nu vă mire dacă una sau alta din mâncărurile dumneavoastră preferate lipsesc la apel. Dintre lecturile adunate sub titlul destul de plat, Edgar Cayce vorbește despre alimente, băuturi și sănătatea fizică, am făcut o selecție, reținând aici doar lecturile care privesc fructele și carnea. Bineînțeles că este vorba numai de o colecție de recomandări precise. Dacă Cayce îl sfătuiește pe un diabetic să mănânce varză, asta nu înseamnă că toți diabeticii trebuie să dea neapărat în varzomanie. Dar să spunem că unii se pot inspira de acolo cu rezultate fericite. În toată filozofia sa, Cayce reia principiile antice. În dietetică, primul principiu enunțat de Hipocrate, alimentul să-ți fie medicament. Aceasta ar însemna că fiecare aliment are virtutea să vindece o anumită boală. Trebuie să alegem, nu să mâncăm orice și oricând. A te simți bine în propria-ți piele înseamnă mai întâi să stăpânești acest combustibil pe care îl numim hrană. De ce fructele? Am fost frapată de insistența lui Cayce atunci când vorbește de dietetică. Mâncați fructe, este aproape un refren, un reflex. În general, el crede că boala este în primul rând o îmbâcsire, supraîncărcarea cu deșeuri care creează blocarea circuitelor energetice, scăderea funcțiilor vitale, durerea, îmbătrânirea, moartea. Ori fructul depoluează. Este ca un super detergent care ne-ar curăța mașinăria internă. Am sfârșit prin a fi obsedată și eu de acest refren. Cayce obligă mese întregi din fructe de sezon. Rezultatul cumpărăturilor? În privința taliei, formei, bubițelor, somnului, ameliorare netă pe toată linia. Și când întâlnesc pe stradă o biată ființă strâmbă, îmi spun: ah, ce păcat că n-am urmat un regim de fructe. După câteva luni, în fine, după ce am petrecut 15 ore pe zi cufundată în lecturile lui Cayce despre fructe, mi-am spus că mijlocul cel mai bun de a opri acest iureș cărnos era să trec la altceva complet diferit. Am ales deci carnea, pentru că este un subiect cu mari riscuri. A început războiul dintre carnivori și vegetarieni și voi fi prinsă între două focuri. Dar onestitatea mea de scriitor îmi cere să nu ascund nimic cititorilor mei. Le voi prezenta deci lecturile lui Cayce despre carne. Sunt liber să tragă ce concluzii vor. Niciodată destule fructe. Iar drept hrană vă dau fructele pământului. După memoriile lui Dumnezeu, intitulate Biblia, iată ce le-ar fi spus el în ziua inaugurării raiului terestru lui Adam și Evei. Vă dau toți copacii care au fructe cu sămânță de pe fața pământului. Și același adaugă, părând foarte mulțumit, că toate erau bune. În primele zile ale lumii, prin urmare, era foarte simplu. Eva trebuia doar să întindă mâna ca să culeagă micul dejun. În raiul terestru aveai tot timpul înainte. Timpul cât a durat grădina din Eden. Când aceasta a rămas doar o amintire, a fost uitată puterea magică a fructelor. În povestirile lui Catherine Emmerich, există descrieri stranii ale unor fructe magice din raiul terestru, specii care acum ne sunt necunoscute. Din păcate, suntem foarte departe de raiul terestru, inclusiv în privința consumării fructelor. Tendința actuală este de a le considera drept accesorii, și cu siguranță că așa erau considerate în America de pe vremea lui Cayce. Dacă nu, de ce ar fi insistat asupra acestui punct, mărind numărul lecturilor care recomandă consumarea fructelor? Acestea nu sunt apreciate la justa lor valoare în obiceiurile noastre alimentare. Copiilor noștri le plac cartofii prăjiți, foarte grași,
bomboanele artificiale cu culori fluorescente, tăiței prea albi și cârnații duhnind a conservant. Gustul lor este repede pervertit. Nu mai sunt obișnuiți ca puiul de maimuță obișnuit să mănânce fructe de cum deschid gura. Casey găsește că este o greșeală. Dar vai, în cultura domnului, oricine, un fruct nu ține de foame. Fructul, o pilulă de viață. Ați remarcat că Biblia spune: toți copacii care au fructe cu sămânță. În limbajul său bizar, venit din altă epocă, ne face oare această precizare ca să ne îndemne la reflecție? Dar există fructe fără sămânță? Adică mere fără semințe și cireșe fără sâmbure? Sămânța este un concentrat de viață miniaturizat, închis în interiorul unei capsule biodegradabile care este fructul. În acest produs foarte sofisticat, fabricat de laboratoarele naturii, secretul de fabricație este atât de bine păzit încât nu s-a reușit încă să-i se copieze formula. Desigur, se obțin astăzi clementine și struguri fără semințe. Este oare un progres? Știința noastră, care a luat-o razna, visează să producă în laborator fructe umane, maternitatea fără semințe. Se va reuși producția în serie acestor copii de sinteză care vor deveni roboții vârstei de fier? Sinistră perspectivă. Toate acestea ca să ne mirăm că nu am recitit Biblia sub un unghi dietetic. Dacă fructele apar încă din primele pagini, este poate un semn al importanței lor. Pentru Casey, ele nu sunt niște accesorii, ci sunt esențiale. Ca altă dată, în marile călătorii, când echipajele mureau ca muștele până când a apărut ideea de a lua la bord lămâi, arma absolut împotriva scorbutului. Ori acesta este datorat lipsei vitaminei C, vitamină pentru care lămâia este un adevărat depozit portabil. Pe scurt, pentru Casey, fructul este adevărata farmacia bunului Dumnezeu. Dar toate marile școli de medicină veche o spuseseră deja. Cercetarea continuă astăzi. Se descoperă încă. S-a făcut desigur greșeala, la începutul acestui secol, să se abandoneze terapia cu plante în favoarea chimioterapiei de sinteză. Oamenii și-au imaginat că își puteau permite să mănânce orice și apoi să se vindece cu o pastiluță roz. Casey, foarte departe de această atitudine, apreciază că trebuie mai bine să prevenim decât să vindecăm și că dacă trebuie să vindecăm, să acordăm preferință mijloacelor de proveniență vegetală. Mai bine încă să se consume fructul sau leguma care va îngriji direct boala. Dacă vă trebuie un laxativ, să fie un produs pe bază de plante, dar nici nu veți avea nevoie de el dacă înlocuiți cel puțin o masă pe zi cu citrice, consumând fructele întregi. Este nevoie de vitamine? Atunci nu pilule, ci fructe. Regimul dumneavoastră alimentar trebuie să fie unul de refacere. Asigurați-vă în special că hrana pe care o consumați conține vitamina B, care se găsește în toate fructele galbene. Căci fructele galbene, bogate în vitamina B și de asemenea în fier, energizează sistemul nervos și sângele, accentuând proprietățile sângelui, în special viteza de coagulare. Veți alege în principiu fructe galbene de foarte bună calitate. Teoria asemănărilor. Lectura 1716 reia o noțiune foarte veche, teoria asemănărilor. Conform acesteia, fiecare fruct sau legumă este bun pentru organismul căruia îi seamănă și care îl reprezintă. Țelina pentru inimă, nucile pentru creier, curmalele pentru degete, vânăta pentru ficat, etc. Această teorie, care putea să pară simplă cândva, atrage din nou atenția cercetătorilor. Ea a fost susținută de cei mai mari gânditori ai evului mediu, în special de genialul Paracelsus. După cum știm acum, culoarea fiecărui fruct îi arată compoziția biochimică. Astfel, după Casey, fructele roșii tonifică sângele.
Fructele galbene vindecă depresia pentru că ele conțin aur. Vom regăsi pe parcursul lecturilor multe observații despre alegerea fructelor în funcție de culoarea lor, care indică funcția lor terapeutică și compoziția lor chimică. Fructele conțin oligoelemente care ne sunt indispensabile. Regimul dumneavoastră va trebui să cuprindă alimente bogate în fosfor și oligoelemente care vă sunt necesare și alimente a căror structură conține cloruri de aur. Despre ce alimente este vorba? De fructe. În ele veți găsi cel mai mult ceea ce vă trebuie. Regimul dumneavoastră va trebui să se bazeze cel mai mult pe fructe. Aveți grijă să vă aprovizionați organismul cu fier și cu oligoelemente care vă îmbogățesc sistemul circulator, sângele, în cursa din organism. Ele conțin ceea ce vă trebuie. În afară de fier, mai sunt și alte oligoelemente esențiale care vor fi mai bine asimilate dacă vin din consumarea directă a fructului: fosfor, clor, calciu, etc. Mai bine să te duci la vânzătorul de trufandele decât la farmacist. Culoarea strălucitoare a fructelor le arată și puterea energetică. Fructele sunt, deci, prima sursă de viață. Pe fundul fiecărei lăzi cu ananas vedeți o plajă cu nisip, o lagună albastră și un cocotier. Și asta cumpărați odată cu ananasul. Parfumul unui mango este cel al vacanțelor voastre de vis într-o insulă îndepărtată. Din păcate, mango și ananasul de la magazinul din colț nu sunt decât fantoma celor pe care le-ați gustat în Antile, iar ca valoare nutritivă un miraj. Ne amintim lecturile unde Casey ia atitudine împotriva fructelor și legumelor importate. Consumați cât mai multe produse locale, de pe pământul pe care trăiți. Nu consumați în cantități mari fructele, legumele și carnea, care nu sunt produse în regiunea unde trăiți. Este o chestiune de nivel vibratoriu. Fructele din țara noastră au vibrații apropiate de ale noastre. Trăim pe un sol, ale cărei caracteristici spațiotemporale le împărtășim cu lumea vegetală, animală și minerală care îl populează. Chestiune de afirmații profunde. Șansa noastră este că avem drept țară o adevărată grădină. Varietatea de climă și relief ne permite cultivarea unei mari diversități de fructe. Imposibil să conservi fără să denaturezi. Căci dacă se importă fructe și legume exotice, trebuie găsit un mijloc de prelungire a existenței lor, dincolo de perioadele de transport, condiționare și vânzare. De unde necesitatea în acest sistem de a folosi pesticide, conservanți, etc. Casey și-a exprimat întotdeauna lipsa de considerație față de orice aditiv și încă aditivii folosiți pe vremea lui reprezentau începuturile artei. Iată de exemplu cazul benzoatului de sodiu criticat în lectura 135.1. Nu mâncați fructe congelate, ci numai conservate în suc propriu sau în sirop de zahăr de trestie. Și în special, nu conserve care folosesc benzoat sau alt conservant. Deoarece în cele din urmă, benzoatul intoxică organismul. Ce ar spune Casey acum? Ar da dreptate partizanilor agriculturii biologice, oameni rezonabili, dacă-i pe așa, care predică în deșert. Riscând să ne dăm seama prea târziu. Se vede de asemenea în lectura de mai sus că Casey nu este un admirator al produselor congelate. El preferă totuși fructele și legumele neconservate, trufandelele venite direct de la cules. Dimineața mâncați fructe de sezon. Eventual, consumați portocale în doze moderate, mai ales în sezon. Problema cu care ne confruntăm acum este poluarea chimică a fructelor din natură. Ani de zile m-am străduit să mă aprovizionez cu produse bio. Nu mă refer la falsele produse bio pentru snob de lux. Adevărate produse naturale pe care le aduceam cu brațul de la țară. Există ceva mai urgent decât războiul focului? Crud sau gătit? Crudivorismul absolut nu este întotdeauna cel mai bun pentru toată lumea.
Sălbaticul care se hrănea cu fructe a încetat să mai existe, după Rousseau. Tristele tropice erau mai gătite decât se crezuse. Nici Casey n-a declarat război focului. Iată câteva exemple, nu prea multe prăjituri, tarte, mai bine fructe gătite la foc. O altă recomandare pentru un biet epileptic de 20 de ani. Dimineața mâncați fructe uscate. Nu în cantitate mare, dar suficient ca să vă săturați. Dar atenție! Nu mâncați niciodată vreun fruct gătit, nici crud de altfel, odată cu citricele. Așa cum vom vedea mai departe, citricele sunt ființe dificile. Să nu credeți că toate citricele sunt digeste sub pretextul că este vorba de crudități. Pe de altă parte, aviz amatorilor de salate mixte. Fructele amestecate cu legume gătite nu sunt întotdeauna bine tolerate. Seara mâncați fructe, mere, caise, piersici, pere, prune, cireșe, dar atenție, nu combinați prea mult fructele cu legumele gătite. Ar fi mai bine să le mâncați alternativ. La prânz, numai fructe proaspete. Faceți o salată cu portocale, caise, mere, banane, struguri, pere, etc. Bineînțeles că Casey nu adaugă și stropițile cu rom, lichior de cireșe amare sau zahăr, ceea ce ar strica totul din punct de vedere medical. Atenție! Acesta este un medicament, totuși foarte ușor de înghițit. Aici, contrar cazului 521.1, bolnavul are dreptul să amestece citricele cu alte fructe. Când Casey vorbește de fructe uscate gătite, este pentru că cele două operații, uscarea și gătirea, facilitează activitatea de transformare chimică efectuată de organele digestive. Strugurii, smochinele, prunele, bananele, caisele uscate se digeră mai ușor după înmuiere și gătire. Vom vedea mai departe cât de folositoare le găsește. Atenție însă! Toate vegetalele uscate își pierd proprietățile după un an, lucru bine cunoscut de către cei care comercializează plantele medicinale. Fructele uscate sunt bune doar câteva luni după cules. Trebuie să mâncați ceva mai mulți hidrați de carbon, adică zaharuri, dar sub formă de zaharuri conținute în fructe. Căci dacă unii au obiceiul să-și pună zahăr pe căpșuni, nu este desigur cel mai bun mod de a le mânca. Nu înghițiți tone de dulciuri. Dacă trebuie să consumați zaharuri, să fie din fructe, adică zaharurile naturale din fruct. Pentru o fetiță de 12 ani epileptică, dar Casey repeta deseori această recomandare într-o mulțime de alte cazuri. El se războiește cu dulciurile. În loc să îndulcim fructele, Casey ne sfătuiește uneori să le sărăm. Dimineața, beți suc de citrice sau chiar de ananas. Și când o faceți, aceste sucuri să fie din fructe proaspete. Se poate adăuga puțină sare, căci le va face mai active. Da, am spus bine. Sare, clorură de sodiu pentru acest organism. Sucul de lămâie sărat este fin și potolește setea pe căldurile mari. Și în mod curios, sarea taie gustul acid. Recomandarea nu este deloc extravagantă. Știu cunoscători rafinați care își sărează ușor pepenele, punându-i astfel în valoare parfumul. Casey nu este niciodată un fan al dulciurilor, dar le recomandă totuși unora. Ar fi bine în general să se consume zahăr de struguri, de mere sau pere, sau miere. El preconizează folosirea zahărului de sfeclă. Zahărul de sfeclă este cel mai bun pentru toată lumea, dacă nu zahăr de trestie nerafinat. Dulcețurile făcute cu zahăr de sfeclă sunt mai bune decât cele cu zahăr de trestie pentru acest bolnav. Dacă mâncați ceva dulce, atunci să fie cu zahăr de sfeclă. În gândirea keisiană este vorba de zahărul de sfeclă roșie și nu de cea albă. Cazul 849 îl face pe Casey să recomande multe portocale, dacă se poate fructe proaspete. Vom trece acum la examinarea virtuților terapeutice ale fiecărei categorii de fructe despre care a vorbit Casey. Citricele, fructele exotice,
fructele de vară și de toamnă, nucile, etc. Familia citrice. Trebuie să ne înțelegem bine în privința personajelor despre care vom vorbi. Bineînțeles că atunci când spunem citrice, toată lumea se gândește la lămâie. În latina populară, acesta era fructul chitrului. El există încă, strămoș foarte uitat. În Corsica se produce încă chitra, fruct al arbustului păstrat așa cum era la început. În timp ce lămâiul a suferit în mâinile horticultorilor multe modificări. Citricele țin de trei genuri. Genul citrus, cum tocmai am văzut, care cuprinde mandarinul, pomelo, varietatea citrus limeta sau lămâiul, și portocalul amar, cu toate varietățile sale. Genul Fortunella, portocală pitică pe care o servim zaharisită în restaurantele chinezești și care crește foarte bine în grădinile din sud. Genul Poncirus, nu intru în detaliul clasificărilor botanice cu atât mai mult cu cât Casey n-a menționat unii membri ai familiei necunoscuți de consultanții săi. Cum spune Casey însuși, toate aceste citrice sunt fructe obținute prin hibridare, adică prin încrucișare între diverse specii. Este motivul pentru care el ne sfătuiește să le amestecăm. Ar fi mult mai bine să adăugați puțină lămâie la sucul de portocale. Nu prea mult, ci puțin. Va fi mai bine, căci majoritatea acestor citrice sunt hibrizi, înțelegeți? Citricele au tot în comun o anumită aciditate a gustului, așa cum arată etimologia lor. Această aciditate a gustului n-are nimic de-a face cu aciditatea creată apoi în stomac, așa cum îi precizează Casey unuia dintre consultanții bolnavi de cancer. Nu mâncați carne! Ea a fost până acum pentru dumneavoastră cea mai catastrofală. Atunci, ce regim ar trebui să țin? Alimente gata digerate și cele care nu creează aciditate. Rețineți că există fructe care par acide la prima vedere, dar care odată pătrunse în organism, nu mai sunt astfel. Este cazul citricelor. Într-o altă lectură, Casey mai repetă: citricele cu gust acid nu produc aciditate în canalul digestiv, cu excepția cazului când sunt consumate odată cu feculente. Sunt frecvente cazurile de cancer în care Casey le va recomanda. Deci citricele sunt persoane interesante, dar trebuie să umblăm atent cu ele. Vor fi mai eficiente folosite izolat, în loc de o masă, așa cum am văzut mai sus în lectura 5592.1. Atenție la combinațiile explozive. Dacă le combinăm neinspirat în cursul unei mese, citricele ne îmbolnăvesc și Casey a repetat-o de 100 de ori. Am văzut mai sus, în lectura 521, că pacientul respectiv nu suporta amestecul de citrice cu fructe gătite, nici chiar cu anumite fructe crude. Dar poate fi și mai rău. Citricele cu lactate sau cu cereale, o adevărată catastrofă. Iată câteva lecturi foarte categorice în această privință. Dimineața nu mâncați decât citrice, dar din când în când schimbați și alternați cu cereale, dar mai ales să nu le mâncați împreună. Deci le putem consuma la micul dejun, dar nu în același timp cu pâinea prăjită. Pentru Casey, o mare parte din răcelile și gripele iernii se datorează consumului frecvent al acestui amestec detonant. De exemplu, portocalele, recomandate unui artritic, unui obez, unui depresiv, devin o travă dacă sunt rău asortate. Puteți să le consumați, dar mult după mesele cu alimente care conțin gluten, care ar face din acțiunea portocalelor asupra sucului gastric un dezastru digestiv. Și aceste două lecturi pe care le citez în Edgar Casey, rețete de frumusețe și de sănătate. Dacă mâncați cereale, nu le amestecați cu citrice, căci se creează aciditate în stomac, foarte rău. Citricele, consumate singure, favorizează eliminarea toxinelor, dar consumate cu cereale devin greu de digerat și cad greu la stomac, în loc să ajute acțiunea sucurilor gastrice.
Nu combinați fructele acide care produc reacții alcaline în stomac cu feculentele. În cele din urmă, ce au citricele deosebit? Mai întâi, conținutul excepțional de bogat în vitamine. Aveți nevoie de multe vitamine ca să vă refaceți. Le veți găsi în lămâi, care trebuie să dețină un loc important în alimentația dumneavoastră. Este tocmai ceea ce demonstrează istoria scorbutului. Citricele sunt o sursă majoră de vitamine. Vitamina este ceea ce permite stocarea resurselor vitale. Din acest stoc se consumă atunci când apare o nevoie și când carența începe să deregleze organismul. Este necesar să se aducă un supliment din vitamina respectivă. Dacă nu, se produce îmbolnăvirea. Deci, pentru a lupta contra bolii, votați citricele. De ce să ne conformăm modei hibernale a răcelilor și gripelor? Gripa nu este o fatalitate dacă aveți un magazin de fructe în apropiere. Marele avantaj al citricelor este culoarea lor aurie. Casey acordă întotdeauna o mare importanță culorii naturale a alimentelor. Pentru dumneavoastră, mai multă vitamină B1. O găsiți în tot ceea ce este galben. Conform teoriei asemănărilor, culoarea fructului indică într-adevăr compoziția sa chimică. Și acest galben auriu este atât de semnificativ, încât chiar numele portocalei, Citrus auratium, vine de la cel al metalului. Este fructul care evocă aurul, oligoelement foarte folosit în diverse terapii. În homeoterapie, aurum metallicum se combină cu alte metale sau metaloizi. Aurul are o acțiune antibiotică, așa cum au demonstrat cercetările științifice. Purtat direct pe piele, are cu siguranță o acțiune terapeutică, dar consumat sub formă de portocale, costă mai puțin. Portocalele își datorează culoarea lor frumoasă nu numai abundenței în aur, dar și altor săruri minerale ca iodul. Iată de ce sunt ele benefice pentru ochi, la sarcină, etc. Aceste săruri minerale nu sunt numai de aur sau de iod. Există și fosfor, mangan, fier, zinc, etc. Datorită acestor oligoelemente, toate speciile de citrice pot curăți în mod activ organismul. Măriți cantitatea de săruri minerale din organismul dumneavoastră pentru a accelera drenarea completă a toxinelor. Și mai ales, în acest scop, măriți consumul de citrice. Mâncați din belșug și chiar mai mult lămâi, care vă vor aduce săruri minerale de care are nevoie organismul dumneavoastră. Și mai mult, sub formă de fructe proaspete. În toate cazurile de bol de ochi, Casey recomandă citricele și mai ales lămâile, față de care nutrește o simpatie deosebită. Adăugați regimului dumneavoastră de 2 ori mai multe lămâi decât până acum. Și în plus, foarte mult morcov, totul asortat cu gelatină. Aceasta va vindeca și fortifica nervii optici și va reduce tensiunile dintre sistemul nervos cerebrospinal și marele simpatic. Foarte conștienți de valoarea dietetică a lămâilor și portocalelor, nu mai avem nevoie de alte lecturi ca să ne convingem. O specie des amintită de Casey este și lămâia zemoasă, lămâia verde. O gigantică mititică, foarte evidentă în limbajul de restaurant. Lămâie de mare cu lămâi verzi. Aceasta este o specie bine cunoscută dintotdeauna pe țărmul Mediteranei. Casey acordă aceleași virtuți vindecătoare ca și celorlalte citrice. Contra cancerului, contra constipației, etc. În anumite cazuri, Casey recomandă mai mult sucul de citrice decât fructul întreg. Se pare că există bolnavi pentru care doar sucul este mai eficient. În regimul dumneavoastră, luați aminte să mâncați ceea ce vă aduce fier, siliciu și aur în organism. Pentru moment, cea mai mare parte a regimului dumneavoastră să fie pe bază de suc de citrice. Mai târziu vom schimba. Pentru o fetiță de 12 ani epileptică, vitamine și iar vitamine, pentru că aceste alimente conțin mai ales vitaminele B, B1, A, C și D. Veți găsi toate acestea pe o cale naturală și în cantitate mare, în sucurile din citrice.
nu tot ce strălucește este aur, iar portocala falsă este aceea care vine din țările unde este atât de tratată chimic, încât își pierde puterea. Spania, Israel, unde sub numele de portocală și-a dobândit o anumită faimă. Când ajunge pe piețele noastre, nu mai este decât propria ei umbră. Minunile care se consumă pe loc în Tunisia n-au nimic de a face cu aceste fantome dezodorizante care, după cum suntem asigurați, sunt portocale. Drama actuală este că aceste citrice care sosesc pe piețe sunt de calitate mediocră. Ca să avem portocale adevărate și lămâi adevărate, ale căror virtuți medicinale să fie active, trebuie să le consumăm pe loc, în sezon. Pentru că vorbim de portocale, aș vrea să mai adaug că pentru Casey acesta este regimul major al constipației, așa cum am semnalat mai sus. Lecturile au prescris portocala și în cazuri de leucemie, de exemplu numărul 2456, din cauza aportului de calciu. În fine, există oameni relativ alergici la anumite varietăți de citrice, între care și portocala. Un proverb spune la noi că portocala este aur dimineața, plumb seara. Doamna Portocală are câțiva admiratori dezamăgiți. Portocalele câteodată, dar nu prea multe. Fructele exotice. Banane, mango, papaya, litchi, curmale, avocado, ananas, etc. pierd pe drum o parte din strălucirea lor vitală. Dacă Casey le aprecia, este pentru că locuia în Virginia, țară caldă. Mulți dintre bonlavii săi veneau din sud, din statele cu climă de-a dreptul tropicală, unde puteau să culeagă avocado din grădină. Căci tribul fructelor exotice cuprinde specii ca banana, avocado sau ananas, care devin extrem de toxice pentru ficat când încep să fermenteze. Și cu atât mai mult cu cât aceste specii sosesc pe piețele din Europa deja tratate și denaturate prin forțarea coacerii. Casey, încă din 1934, interzicea consumarea fructelor coapte forțat. Și nu consumați fructe coapte artificial, chiar dacă sunt din cutie. Cu această precizare, ananasul și sucul său sunt foarte bune pentru organismul dumneavoastră. Altfel spus, n-ar trebui să consumăm prea multe din aceste minuni exotice dacă nu locuim în țara producătoare. Umorile acide ale ananasului. Să începem deci cu acest senior solitar pentru că tocmai l-am amintit. Cum este vorba de un fruct galben, bogat în vitamina B, el este foarte bun pentru refacerea bonlavei de mai jos. Trebuie să mâncați alimente care conțin într-un mod asimilabil elemente indispensabile refacerii sângelui dumneavoastră, calciu, fier, gluten, care acționează asupra ureii, dimineața, ananas și suc de ananas. Totuși, ananasul pe care îl recomandă Casey în amestec cu câteva picături de lămâie verde reacționează la fel cu citricele. Când este consumat la aceeași masă cu cerealele, creează o mare aciditate în tubul digestiv. Deci evitați sucul de ananas cu pâine prăjită la micul dejun, tarta cu ananas, etc. Consumat singur, ananasul nu produce aciditate, ci alcalinitate. Numai dacă este mâncat cu cereale sau amidon, la aceeași masă sau în aceeași zi, se produc aceste reacții acide în organism. Deci nu le mâncați în aceeași zi. Pentru că a încălcat această lege a dieteticii, bonlavul de mai sus suferea de mâncărimi de psoriazis insuportabile. Fructele de avocado conțin mult fier și aramă și sunt bune în caz de anemie. Sunt un remediu pentru anemii. Avocado conține mult fier și este bun pentru toată lumea, în special când trebuie să se refacă organismul și să se regenereze sângele, căci este ușor de asimilat. Dar este mai bine să fie mâncat dimineața și seara, niciodată în plină activitate. Vorbărețul este deci mai bun în afara orelor de lucru. Dar aici sau în altă parte, nu trebuie prea multe ore suplimentare cu el, în măsura în care este produs mai ales în Israel și Africa tropicală.
Bananele au devenit banale și este foarte păcat. Și-au pierdut savoarea și calitatea terapeutică. Cele care se vând la magazin sunt coapte artificial, ceea ce le poate face toxice. Nu vă supraîncărcați organismul cu banane, cu excepția cazului când sunt coapte natural. Căci atunci când încep să se altereze, chiar înainte de a fi plăcute la gust, sunt nefaste pentru organism. Nu le mâncați decât pe cele care sunt arhicoapte, când au fost culese pe loc și mai ales consumați-le cu moderație. Deci, oricum, pentru că bananele de pe piața noastră sunt toate coapte forțat în instalații industriale, nu consumați prea multe. Fără banane, cu excepția cazului când vă aflați în țara unde cresc și se coc. Banana, spre deosebire de citrice, este un fruct care produce aciditate în sistemul digestiv. Când vă aflați într-o stare de mare anxietate și stres, nu mâncați banane, nici fructe care produc aciditate. Bananele produc aciditate pentru că ele conțin mult amidon. În regimul dumneavoastră, atenție, nu prea multe feculente, indiferent care ar fi ele. Ele conțin multe zaharuri, nu întotdeauna asimilabile. Încercați să vă alcătuiți un regim pe bază de alimente care produc o reacție alcalină în sistemul digestiv. Deci nu prea multe zaharuri, fie la micul dejun sau altfel. Și nu banane. Toată chestiunea este echilibrul acid-bază, altfel spus, pH-ul. Unei tinere femei care suferea de aciditate și în consecință de constipație, proastă asimilație, probleme nervoase, Casey va spune: atenție la banane, atenție la fructele care fermentează ușor. Așadar, dăm bananele la gunoi? Nu, nu întotdeauna. La fiecare masă, cu excepția micului dejun, mâncați o banană, mai ales foarte coaptă, dar nu o banană verde care a fost păstrată mult timp. Cititorii mei își amintesc că galbenul corespunde nivelului vibratoriu al glandelor suprarenale care declanșează agresivitatea în sensul bun și rău al termenului. Bananele bio, veritabile, sunt un magazin de vitamine și un tonic puternic. Mâncați multe vitamine care vă vor mări rezistența la infecții A, D și B1. Luați-le mai bine din alimente decât sub formă de pilule. Pentru acest organism, banane, mâncați-le bine, dar mai ales să fie complet coapte. Banana este deci toxică dacă este verde și dacă este fleșcăită. Curmalele sunt degete de lumină. Casey vorbește mereu despre ele cu simpatie. Găsim că modul în care vă hrăniți merită mai multă considerație. Ceea ce ar fi bun pentru organismul dumneavoastră și tonic sunt vitamina B1 și fierul. Combinația acestor elemente este deosebit de bună, mai ales dacă le luați sub formă naturală din alimentele care le conțin. Ar fi mai eficient decât sub forma unui preparat farmaceutic adăugat meselor, pe care nu-l recomandăm, doar excepțional pentru a vă întări. Adăugați mai ales curmale meselor dumneavoastră. Consumați ceea ce vă ajută să eliminați deșeurile. Pentru refacerea organismului vă trebuie mai mult fier. Veți găsi destul în fructele uscate, cum sunt curmalele. Curmalele intră în compoziția desertului mumiei, rețetă tonifiantă care, după Casey, protejează sistemul digestiv. Este vorba în mare de o pastă făcută dintr-o ceașcă de smochine, o ceașcă de curmale, o jumătate de ceașcă de făină și câteva cești de apă. Ea apare în mai multe lecturi date în perioade diferite și în versiuni cu geometrie variabilă. Iată una dintre ele. De când este fetița foarte mică, mama ei ar vrea să știe ce tip de alimentație ar fi mai bună pentru ea, cum s-o vindece. Dați-i des o hrană care era hrană de bază atlanților și egiptenilor. Cereale cu smochine și curmale, totul pregătit cu lapte de capră. Unei femei tuberculoase care suferea de tulburări ale circulației sanguine și limfatice, Casey îi spune: de fiecare dată când se poate, fructe de papaya, nu prea multe odată, în cantități mici și foarte des. Va fi foarte bine pentru organismul dumneavoastră. Soare în farfuria dumneavoastră, dragă prietenă.
Dar papaya, ca toate aceste fructe tropicale, trebuie să fie consumată proaspătă și, dacă se poate, bio. Khaki în uniformă. Nu știu de ce este numit khaki, bejul uniformelor militare, căci fructul khaki este de un portocaliu strălucitor. În extremul orient, proprietățile sale medicale sunt recunoscute în afecțiunile căilor urinare, intestinului și căilor respiratorii, ca și ale pielii. Crește în Virginia, de aceea Casey vorbește uneori de el, mai ales în această rețetă pentru ondularea părului lins, unde îi se spune unei adolescente: fierbeți miez de khaki cu coaja rădăcinilor copacului și masați-vă pielea capului. Iată cazul unui tânăr de 25 de ani care în urma unui accident a rămas cu cicatrici urâte pe craniu. Ce tratament ar trebui să urmez ca să-mi crească părul din nou? Mâncați coși de cartofi și apoi mâncați khaki de îndată ce lucrurile intră pe făgașul normal. Adeseori, Casey a pus în lumină meritele foarte puțin cunoscute ale cojilor de cartofi. Casey, ca și Socrate, își transmitea învățătura printr-un dialog, dar o mulțime de întrebări pe care am fi vrut să îi le punem nu interesau pe consultanții săi. Prin urmare, Casey n-a răspuns la ele. Acestea fiind spuse, există în lecturi și multe informații pe care contemporanii nu le-au înțeles, pentru că nu erau copți, dacă pot spune așa, ca să le primească. Informații pe care le descoperim acum pentru că erau, de fapt, destinate oamenilor din epoca noastră. Și este pasionant, lecturile sunt de o asemenea bogăție, încât nu le termin de analizat. Oricum, n-avem deloc nevoie de fructe exotice dacă nu locuim pe solul de unde își trag seva. Iată un dialog în care Casey precizează ceea ce crede despre relația dintre climă, latitudine, fructele pământului și sănătate. Clima din X este bună și trebuie să locuiesc acolo permanent? Condițiile climaterice nu sunt răspunzătoare de boala dumneavoastră. Organismul se poate adapta. Așa cum am spus în general, oamenii se pot adapta condițiilor climaterice dacă vor să îmbrățișeze modul de viață și de alimentație al ținutului și să mănânce produse locale. Aceasta permite adaptarea mult mai rapidă a organismului la orice condiție climaterică și geografică. Un regim compus mai ales din fructe, legume, ouă, lapte, este mai bun pentru mine? Insistă domnul, care în mod vizibil n-a înțeles ce vrea să-i spună Casey. Așa cum v-am spus, consumați deci produse locale, care provin din vecinătatea imediată. Sunt mult mai bune pentru organismul dumneavoastră decât un așa zis regim vegetarian sau lactat sau erbivor. Ați avea nevoie de mai multe proteine naturale. Ciocolata cu lapte, foarte concentrat și cu maltoză pe care mi-o fac în fiecare zi, îmi face rău? Recidivează domnul, se pare, nu locuiește nici de cum într-o țară producătoare de cacao, dar ține totuși la tabieturile sale. Casey îl dezamăgește implacabil. Ciocolata pe care o consumați acum nu este alimentația cea mai bună, indiferent cum ar fi. Ar fi mai bine să beți lapte. Îl veți găsi la țară. Mă scuz față de cititorii mei elvețieni care și-au construit imperiul, așa cum știe toată lumea, pe virtuțile ciocolatei. Cât despre nucile de cocos, alune și alte nuci, le vom vedea în capitolul despre fructele oleaginoase. Fructele roșii, sângele roșu al pământului. În engleză, Casey spune berries, ceea ce se traduce prin bace sau fructe roșii. Este vorba de bacele pe care le adunăm de pe pământ, fragi, afine, sau din subarboret și din tufișuri, coacăze, mure, smeură, măceșe, porumbe, gherghine, fructe de soc negru, scorușe, fructe de sorb, coarne, fructe de drăcilă, etc. Le putem adăuga chiar cireșe sălbatice, vișine și măline. Caracteristica generală a acestor bace este culoarea lor roșie. Unele negre în exterior au un suc roșu în interior. Coacăzele negre, murele, socul, afinele, etc. Doar coacăza albă și agrișa, două rebele, își permit să facă glume deplasate cu sucul lor alb.
După teoria semănărilor, tot ce dă un suc roșu este bun pentru sânge, favorizând producerea hematiilor, adică a globulelor roșii. Se regăsește și analogia tradițională cu culoarea roșie a fierului oxidat și simbolismul astrologic al planetei Marte, care guvernează în același timp energia vitală, sângele, fierul și culoarea roșie. Aceasta în globulele cu același nume se explică prin prezența hemoglobinei pe bază de fier. Casey n-a vorbit de toate bacele, de toate fructele roșii. Nu există exact aceleași specii și aceleași varietăți pe tot continentul american. Prima indicație terapeutică a fructelor roșii este evidentă. Bolile de sânge, bolile circulatorii, carențele de fier, insuficiența globulelor roșii. Sângele nostru are o afinitate misterioasă cu seva plantelor și sucurile fructelor care întruchipează sângele pământului. Iată un organism care își va recăpăta echilibrul cu un regim de refacere a elementelor sângelui, adică un regim care aduce un maximum de fier. Deci pe bază de fructe roșii, în special cele care se adună de pe sol și aproape de sol. Unui bolnav, Casey va recomanda de data aceasta un regim ușor de asimilat pentru a reface sistemul nervos și sângele. Trebuie fructe roșii, dintre cele care cresc aproape de sol, dar nu chiar pe sol. Exigențele lui Casey pot părea bizare, dar cercetările științifice au măsurat în biotopuri etajeri pe înălțime și altitudine extrem de exacte. La fiecare nivel, vegetalele au caracteristici fizico-chimice bine definite, care corespund intensității luminii, duratei zilnice sau anuale a însoririi, etc. Fiecare etaj este locuit de o asociație specială de specii vegetale și animale care sunt delimitate mai exact decât am crede. Acest lucru se vede foarte bine pe malul mării și în scufundarea submarină sau pe porțiunea litoralului acoperită temporar de flux. Pescarii și scufundătorii au remarcat de multă vreme această etajare în adâncime, unde fiecare palier este locuit de o faună și o floră specifice. Pe vremea acestor două lecturi, respectiv în 1923 și 1931, biogeografia și ecologia nu erau încă predate la universitate și cei doi bolnavi au crezut probabil că Casey era un pic bizar, recomandând fructele care cresc aproape de sol. Bacele sunt foarte bogate în anumite oligoelemente, fier, siliciu, fosfor și în vitaminele B. Ele au un efect general de drenare a toxinelor. Mâncați numai fructe de sezon, bace sau fructe de același gen, care trebuie să facă parte din regimul dumneavoastră. Căci bacele nu au doar un efect dezintoxicant, ci vă ameliorează în general diversele probleme de sănătate. Înainte ca actualul american să descopere continentul cu un deșert de beton, America era foarte bogată în bace sălbatice cu care se hrăneau indienii. Cunoștințele lor în acest domeniu s-au pierdut, iar Casey nu are pretenția să impună clienților săi consumarea bacelor sălbatice, cum facem noi în Europa. Bucuria unei plimbări în pădure înseamnă pentru noi și savoarea fragilor zdrobite între dinți. Și ce să mai spunem de dulceața de mure? Specialitate rafinată pe care și cea mai neînsemnată bretonă știa să o facă odinioară. Culesul murelor în septembrie, pe potecile abrupte, era un ritual care nu trebuia pierdut niciodată. Copiii se întorceau acasă încărcați cu o pradă impunătoare, mânjiți de suc roșu, care le trăda pofta. În seara aceea se scoteau vasele de aramă, se punea zahărul și murele proaspete, se lăsau împreună la fier și se luau de pe foc ca să fie trecută prin râșniță, zdrobind fructele și semințele. Se elimina o parte din semințe prin presare și se punea la borcan acest aur negru care se răcea lent, solidificându-se. Copiii, în seara aceea, aveau să se culce fără mofturi. Bacele au semințe care supără dinții și uneori pot fi indigeste. O nuanță însă, totul depinde de locul seminței în fruct. Atenție la bacele care au semințele la exteriorul fructului,
nu mâncați prea multe. Atât de mare este puterea terapeutică a bacelor încât ele nu pierd complet atunci când sunt conservate. Chiar conservate puteți să le folosiți, dacă nu puteți să vi le procurați proaspete. Conservele în cutii, borcane, da, dar numai cele făcute de noi înșine, cu bace care cresc local, singurele admise de Casey. Consumați fructe, bace de toate felurile, dar în special cele care cresc în împrejurimi. Iată acum, unul după altul, fiecare tip de bacă recomandată de Casey. Murele, aur negru al golfurilor. Nu vom termina de enumerat virtuțile medicale ale acestei plante excepționale. Lista bolilor vindecate de mure este inepuizabilă. De la un capăt la altul al tubului digestiv, murele curăță, mătură, usucă, dezinfectează, pansează, etc. Coacăzele se știe că sunt recomandate pentru ficatul lene și reumatisme. Un dicton popular o asociază grâului. Puține fructe în coacăz, puțin grâu în hambar. Casey o recomandase și acelei paciente din lectura de mai sus, iar lectura următoare o recomandă unei tinere bolnavă de artrită, al cărei dezechilibru hormonal se manifestă pe piele prin boala numită elephantiasis. La fiecare masă vom adăuga câte ceva dulce, fructe roșii mai ales, dar să nu fie tratate, coacăze, coacăze negre și toată familia. Ce să-i dăm să mănânce în mod special? Ce ar fi bun pentru el? Este vorba de un cardiac. Alimentele care refac sângele, mai ales cele care sunt bogate în fier, fructe roșii, bace și în special agrișe. Este uimitor faptul că ele rămân foarte mult timp verzi, cu excepția cazului când sunt bine coapte. Atunci capătă într-adevăr o nuanță care amintește de fierul ruginit. Aceleiași tinere de 18 ani, căreia îi se recomandaseră coacăzele negre și coacăzele, îi se recomandă acum agrișe. Veți găsi multă energie în agrișe, indiferent de modul cum sunt pregătite. În schimb, într-un alt caz de dezechilibru hormonal, Casey este categoric. Nu agrișe. Desertul preferat al urșilor, zmeura. Zmeura americană, în mod evident, nu este un dar prețios. Ea este ruda săracă. Trebuie să consumați doar cu moderație anumite fructe roșii, mai ales cele care vin de vreme în sezon, ca zmeura, și mai mult varietatea neagră decât cea roșie. În Europa nu cunoaștem varietatea neagră, cu excepția formei de zmeură mură, cultivată uneori în grădină. Ideea care trebuie reținută este pur și simplu că există oameni pe care zmeura nu-i iubește. Bineînțeles că n-am găsit la Casey niciun fel de mențiune privind lichiorul de zmeură, dulceața de zmeură, jeleul de zmeură, sucul de zmeură. Cred că explicația stă în faptul că zmeura este un fruct montan tipic pentru Alpi, care pare să nu fi colonizat masiv America. Căpșunile, priviți-le în ochi ca să știți dacă o să vă înțelegeți bine împreună, că cele fac obiectul unui mare număr de lecturi, egal împărțite, în mai ales mâncați căpșuni și mai ales nu mâncați căpșuni. Există și calea de mijloc, mâncați căpșuni cu măsură. Nu mâncați căpșuni dacă nu sunt bine coapte sau prea devreme la începutul sezonului și nu în afara sezonului. Totul depinde de oameni. Alții fac urticarie de la căpșuni. Totuși, se numără printre fructele cele mai sănătoase, căci ele cresc foarte bine în cultură biologică, fără îngrășăminte sau pesticide, doar cu apă și soare. Pot să mănânc căpșuni? Rar și foarte puține. Îmi puteți da alte sfaturi privind regimul meu? Așa cum am arătat deja, evitați combinațiile alimentare care provoacă aciditate. Citricele, deși sunt acide la gust, nu produc aciditate, cu excepția cazului când sunt consumate împreună cu feculente. Dacă s-ar găsi cireșe tot anul, domnii doctori și-ar pierde sumanul. Și iată un întreg curs despre virtuțile acestui fruct pentru îngrijirea eczemei. Se pare că această boală se datorează unei proaste coordonări între diferitele sisteme de eliminare a toxinelor,
între diferitele căi de drenare din organism, cum arată blocarea circulației limfatice și emunctoriilor. Toate aceste suferințe ar putea să dispară repede datorită unor fructe mici, mă refer la fructele roșii. Vă referiți la fructele roșii sau la cireșe? La cireșe, care sunt mai bune pentru dumneavoastră decât fructele roșii, adică decât unele specii de fructe roșii. Printre cele din urmă, unele sunt foarte acide, iar aceasta depinde și de modul cum sunt cultivate. Mai exact, dacă ele conțin prea mult potasiu, atunci trebuie, pentru restabilirea echilibrului, să consumați suficiente produse care conțin siliciu sau iod. Casey consideră că din toate fructele pe care le recoltăm primăvara, cireșele sunt cele mai ușor de asimilat și refac nervii și sângele.